Capitolul 5. La fân. Vara era extrem de fierbinte în anul 1986. Zmeura deja se trecuse în grădinița de lângă casă. Înflorea alta, avea să fie abundență în acel an. Ne pregătisem de cu seară să mergem la fân. Făcuserăm sandvișuri, pregătisem furcoaiele și greblele. Unchiul Tuții și cu nenea Ion plecaseră încă de la ora 5 să cosească. Parcela noastră de pământ era tocmai în piatră, la vreo 2 km de casă, și mie mi-era groază de-a dreptul că trebuie să merg pe jos până acolo. Cosașii luaseră mașina de întors, mă întorceam pe căpițele de fân, în mijlocul căruței, dar de dus până acolo era jale. Ne-am trezit, am mâncat jumări, am hrănit animalele din ogradă și ne-am pus la drum. Eu cu tanti Silvia, mătușa mea preferată, sora mică a mamei, mama aia bună, cum era poreclită între noi, între verișori. Am mers cât am mers, la un moment dat, după vreo 10 minute, am zis, hai să ne oprim, să facem o pauză. Ce pauză? Că abia ne-am pornit, soarele e sus pe cer, avem multă treabă azi, n-avem vreme de pierdut. Mi-e sete! Și lene, adăugă tanti Silvia. Da, mai bine nu veneam, stăteam acasă, eu am venit în vacanță să mă odihnesc, nu să mă obosesc. Da, și cine mai stătea în vârful căruței cu fundiseară? Și cine mai mânca fragi? Îmi aminti mătușa singurele motive pentru care acceptasem acest chin. Da, fragi, unde găsim? M-am activat eu imediat, uitând de oboseală. E, mai avem până la ei, hai să mergem! Alte zeci de drumulețe se înfilipau în fața noastră, mergeam către nicăieri parcă. Cât mai avem? Am strigat eu în ciudată. Încă o fugă de cățea până s-o lua părul de pe ea, mi-a răspuns mătușa în versuri cu chef de glumă. Pot, mă dor picioarele și soarele ăsta mă arde peste tot, mă voi căream eu în continuu. Mergi și taci, că ne așteaptă oamenii ăia cu mâncare, e deja 10 și noi n-am ajuns încă. Am tăcut și am mers. Am văzut în față un copac mare, cu umbră deasă, am fugit către el și m-am așezat jos. Când a ajuns tanti Silvia a zis, hai, acum ce faci? Mergi din umbră în umbră? Păi da, e mai frumos așa. Mă mai bucur de răcoare, de copaci. După o bună bucată de timp, am ajuns la parcelă. Cositul se terminase. Fragii se zăreau pe marginile stâncoase ale drumului. Ce bine! Uite ce de fragi! Am sărit eu bucuroasă, uitând de toate și îndopându-mă cu fructele micuțe și zemoase. Am întors fânul, l-am răsfirat, l-am uscat, l-am făcut căpițe, iar pe seară a venit căruța și l-am încărcat în ea. Deasupra, triumfătoare, m-am suit eu încântată. Așa de scurt mi s-a părut drumul la întoarcere. Doar eram zâna zânelor, sus pe căruță, foarte aproape de cer. Mergeam cu plăcere în vârful căpiței de fân, uitând de toată oboseala de peste zi, zdruncinându-mă la fiecare pas al calului pe drumul pietruit. Așa de frumoase și lungi erau zilele la țară. Și așa de frumoasă a fost toată copilăria mea.